Peste o săptămână începe Festivalul Filmului Central European, un eveniment care își propune să îmbine realitatea cu ficțiunea. Acesta debutează pe 1 septembrie cu un concert în Piața Unirii din Timișoara. Începe acest festival, care este la ediția a 5-a la Timișoara. Radu Gabrea a înființat acest festival. El este dedicat Filmului Central European pe două secțiuni majore, una privind lungmetrajul, cealaltă filmul studențesc, unde sunt mai degrabă scurtmetraje, și acolo sunt și eu în acest juriu, și care acordă premiul Radu Gabrea în valoare de 1000 de euro. Pentru un student e un început bun. Festivalul se va desfășura timp de 5 zile, între 1 și 5 septembrie.